Salutare dragilor, eu sunt CBI, bine v-am regăsit la un nou clip, mă bucur super mult să vă văd și am venit cu partea a doua din 3 mituri în fotografie, pentru că am văzut că partea 1 v-a plăcut super mult, așa că m-am gândit să vă aduc niște mituri și mai des întâlnite în industria în care activăm cu toții, sau poate încă nu, dar vrei să începi. Știți deja cum stă treaba, o să vă prezint 3 mituri care mie mi se par false și o să vă spun și de ce. O să începem ca și în partea 1 cu un mit despre aparatură, și anume, body-ul contează mai mult decât obiectivul, ceea ce nu este adevărat. Dacă sunteți la un nivel peste începător, ați observat diferența între obiectivul de kit și un obiectiv dedicat care are o anumită distanță focală, o anumită diafragmă și așa mai departe. Pe lângă faptul că diafragma este un rol important în obiectiv, sticla care este folosită, motorul de focus, toate chestiile astea din obiectiv sunt extrem de importante, pentru că dacă ai un aparat care costă 2000 de euro, dar îi arunci un obiectiv de kit în față, pozele nu o să fie chiar atât de uimitoare. Pentru că e ca și cum n-ai avea probleme cu ochii, dar îți pui niște ochelari de protecție care sunt complet murdari. Cu toate că tu nu ai probleme cu vederea, nu vei vedea bine pentru că ochelarii pe care îi ai la ochi sunt murdari. Exact așa este și cu obiectivul, mai ales obiectivul de kit. Însă dacă tu ai un obiectiv care este foarte calitativ, poți să ai și un body mai slab, pentru că pozele vor ieși foarte bine. Aici vorbim în special de diafragmă, pentru că dacă un obiectiv de kit are diafragmă minimă F4, în condițiile în care un obiectiv care costă 500 de lei de la Canon are diafragmă 2.8, pozele cu acel obiectiv vor fi mult mai clare și mult mai satisfăcătoare, pentru că blurul de pe fundal va fi mult mai intens la obiectivul cu F2.8. Dar asta știți deja, pentru că am făcut un clip separat despre toată chestia asta. Așa că o să vă spun că nu, body-ul nu este mai important decât obiectivul. Nici obiectivul nu este mai important decât body-ul, însă eu cred că sunt importante în egală măsură. Dacă ai un echilibru între body și obiectiv, eu zic că este cel mai bun deal. Decât să investești într-un aparat care costă foarte mult, dar să nu-ți mai rămână bani de obiectiv, mai bine faci 50-50 și investești într-un aparat puțin mai low, dar într-un obiectiv bun. Și cumva ai o egalitate și vei scoate content super, super fine. Al doilea mit este legat de megapixel, pentru că toată lumea știe, de când au apărut telefoanele mobile, cu cât ai megapixel mai mult, cu atât pozele sunt mai bune. Ceea ce este fals. O să vă spun o povestioară, pentru că am fost să fac niște poze la un eveniment, la un botez mai exact, și aveam 200D-ul, care are 24,2 megapixel, ceea ce este ok. Iar un domn de acolo m-a întrebat cât megapixel are aparatul tău și am zis 24. Și în momentul ăla mi-a zis, ha, ia uite aici, am 48 de megapixel pe telefon. Ia zi mă, știu ceva mai bun, vii aici cu aparatul ăsta super slab, mai e și o grămadă de bani. În momentul ăla n-am mai zis nimic, am zis da, aveți dreptate și am plecat, pentru că nu avea rost să explic câte chestii sunt în spate. Megapixelii pe larg dau practic nivelul de zoom pe care tu poți să-l faci. Adică dacă ai 100 de megapixel, poți dai foarte mult zoom și poza să rămână încă clară. Dacă ai 15 megapixel, poți dai mai puțin zoom și poza să rămână clară. Însă, în spatele megapixelilor sunt multe chestii. Este dimensiunea fizică a senzorului care capturează imaginea. Este codecul în care este capturată imaginea. Este formatul în care este capturată, că este RAW, că este JPEG. Sunt extrem de multe variabile de care depinde calitatea unei poze, iar megapixelii nu sunt cea mai importantă. Așa că megapixelii nu sunt cea mai importantă caracteristică a unei camere. Pentru că pe 200D pe care am dat 3000 de lei cu tot cu obiectiv de kit, am 24 de megapixeli, iar pe R6, care a fost doar body, 13.000 de lei, am 20 de megapixeli, adică mai puțin. Dar asta nu înseamnă că pozele făcute cu R6 sunt mai slabe decât pozele făcute cu 200D, care este un aparat entry-level. Însă lumea nu știe asta. Acum că am lămurit-o și cu megapixeli, o să trecem la mitul numărul 3, care se referă la modul în care faci pozele. Și nu mă refer cum le faci fizic, ci modul pe care îl folosești la aparat. Lumea spune că dacă nu folosești modul manual, nu ești profesionist, ceea ce este complet fals. Am făcut un întreg clip despre chestia asta. Așa că dacă vreți să vă uitați la clipul ăla mai în detaliu, o să-l las undeva aici sus ca să vedeți de ce eu nu folosesc modul manual. Pe scurt, există și alte moduri care sunt mult mai utile decât modul manual și nu mă refer la modul auto, pentru că nu avem control deloc asupra aparatului, ci mă refer la modul diafragmă prioritară și timp de expunere prioritar. Dar pentru mai multe detalii, intrați vă rog pe clipul pe care v-am spus mai devreme și o să vedeți acolo tot. Cam astea au fost 3 mituri în fotografie partea a doua, iar dacă vreți să fac și o parte a treia, mai am câteva chestii pe care aș putea să le combat împreună cu voi. Lăsați-vă un comentariu care este mitul pe care voi l-ați întâlnit sau de care v-ați lovit dintre cele prezentate anterior. Și nu uitați să apăsați butonul de like, să dați un subscribe dacă vreți partea a treia și dacă vreți să vedeți mult mai mult content din partea mea. Apreciez enorm susținerea voastră, așa că
Până data viitoare, că va exista o data viitoare, eu sunt CBI, fiți creativi, v-am pupat!